Cordea, șutează Cordea! Iată-l pe Edjuma, șutează Edjuma, mingea care sare din brațele lui. Obligă pe Tabatadze să se întoarcă, dar atacul arată bine. Și vine șutul. Și vine și golul. 1-0, minutul 40. Minutul 40, Nonicașvili, Levan Nonicașvili, blocată și tot ar fi trebuit prinsă. Târnovanu și folosește un nou șut, scoate Târnovanu. Așteaptă Florinel Coman, Cordea. Haide Florinel, pară! Da, pe Cordea, primește Cordea, este corner. Mingea respinsă greșit și șutul respins în fața lui Stoica! Concentrarea lui Cordea din corner și Daua! Gol! FCSB! Primul gol într-un meci oficial pentru Joiskim Daua! FCSB care are 4 jucători accidentați. Cred că este unul dintre aceștia, Panțâru, o accidentare de mai mult timp. Să nu uităm de accidentarea lui Ilian Cristea. Aici o față de atac cu o reluare în gol! Gol! Edjuma! Atunci Coman a suferit o accidentare foarte dificilă și este gol! Gol marcat de cei de la Sabur Talo. De la Saburtalo, șut, dar s-a ridicat pentru a reveni rapid de joc, pentru că Saburtalo a plecat periculos pe contraatac. Mioci se află în posesia balonului, mingea croatului trimisă la marginea careului lui FCSB și este gol! Este gol marcat de Saburtalo, al doilea gol marcat de echipa. Greșeală și în prima manșă, atunci însă Târnovanu a reușit să salveze pe Popescu. Acum vedem o centrare și este gol! Încearcă o pătrundere, Cordea în continuare, Cordea în careu, cade și este penalti! Penalti scos de Cordea! Picării în turul 3 preliminar din Conference League. Radunovic, poate cel mai experimentat jucător al lui FCSB, execută acest penalti. Radunovic, gol! Continuă nebunia de pe arena națională! 2-0, 2-2, 4-2 acum pentru FCSB! Acoperă de a continua pe două fronturi, și în Conference League și în Superliga. Aici este bruscat Octavian Popescu. A fost lovit de Giabunelli și iese un scandal general pe teren. Tensiunea spune cuvântul, tensiunea spune cuvântul. Georgienii au venit să câștige. Cu centrarea lui Miculescu, pericol la poarta slovacilor. Poziție bună care îi place lui Coman, vine și centrarea și gol! Nu, cred că este offside. Îi vedem însă ținut la respect de jocul. Ștere, este galben, evident. Galben sau roșu? Roșu. E de roșu. Roșu. E de roșu. Era aproape în foicutier, am crezut că asta pentru el. Născut la Sao Paulo, însă n-are vreo altă echipă mare în palmares. Tam a reușit fundașul central din Estonia, crescut la juniorii Sampdoriei, Tam. Este vorba de Krišljak. El a fost eliminat în partida tur, dar acum o situație bună pentru Balog Bară. În faza în care Balog... Juma, recuperare rapidă a celor de la FCSB, minge pentru Tavi Popescu. Tavi Popescu pasează bine pentru Rusu, care... Rusu! Gol! Bară și... Gol! Gol! Cordea! 1-0 pentru FCSB.
FCSB. 2-0 la general în fața lui Dunajca Streda. Și iată cât de importantă este revenirea lui Cordea. De-abia dată Darius Solaru îi pasează aici lui Rusu și mare ocazie de gol pentru FCSB. Este corner, Darius Solaru din nou inspirat la o astfel de fază și în meciul cu Saburtalo, la al treilea gol marcat de FCSB în acea partidă. Darius Solaru a avut inspirația de exemplu Dominic Veselovski. Veselovski, da. Oh, ce minge trimisă spre poarta celor de la Dunajska Streda. Din Champions League. Vedem această fază cu centrarea lui Pantea și este pară, apoi vine gol! Florinel Coman! Mingea trimisă în pară de David Miculescu. Florinel Coman marchează așa cum a făcut-o aici pe Arena Națională și împotriva celor de la Saburtalo. Revenit SB, replică a celor de la Viking cu o minge care ajunge la Capran și este gol egalizator. Incredibil cât de repede Viking, cât de rapid, într-un minut Viking obține egalarea printr-un jucător suedez. Este vorba de Kevin Capran. Coman însă minge este scoasă din care până la Olaru. Dar nu pentru el este această centrare pe bara a doua și este gol pentru Viking. O eroare mare în defensiva lui Dică și Viking reușește să marcheze al doilea gol prin fundașul. Acum în spate la Olaru. Olaru înalță această minge pentru Ejuma și uriaș. Radunović încearcă o combinație cu Florinel Coman. Coman! Offside! Tu Radunović vine centrarea Muntenegranului și trece frumos de Solbakken. Centrarea lui Radunović și gol! Gunnarsson! Muntenegranului! Rusu era la capătul acestei centrări și este minge respinsă din nou. Disputată pe Arena Națională. Să vedem o nouă centrare acum. Florinel Coman în fața porții. Gol! Minutul 3. Cala București. FCSB deschide scorul prin Ejuma. 400 de români în tribunele stadionului din Gideonson. Aruncă de la margine și o deviere cu capul care se salvată. Salvează foarte bine acolo. Vodne. Mito minge. Care creează ceva probleme, penalti. Din păcate, penalti. O dată această demarcă. Capitanul lui Viking se îndreaptă spre minge și este 1-1 în acest retur. Da, cu Trimpici experimentat. Pătrunderea lui Cordea, Cordea în continuare, centrarea lui Cordea și nu este gol. Daua a fost atât de aproape să Coman poate șuta de acolo, centrarea lui Florinel Coman pentru Miculescu. Da. Cordea încearcă pentru Boboc, din nou Cordea, șutul lui Cordea, gol! Gol! Ce trasor din partea lui Andrei Cordea, care a găurit! Și Coman are cartonaș galben în acest meci, din nou Coman, pasă a lui Coman pentru Cordea, Cordea, Cordea este întâmpinat de Gunnarsson și vine această încercare de lob care aduce doar un corner. Octavian Popescu a fost cel care a trimis. Pentru bine pentru Traore. Continuarea celor de la Viking cu Coman. Îi minge, revine. Acum o nouă centrare pentru Radu Boboc. Poate șuta de acolo Radu Boboc. Ce s-a dat? Penalti! Penalti! Scol de Florinel Coman! În ultimul... Și Bogna dictează această lovitură de la 11 metri. În ultimul minut, execuția lui Radunović. Gol! Calificare! După 5 ani de așteptare, FCSB este din nou în grupele unei competiții europene! Iată-i pe fanii! Veniți până în Norvegia la...
marcat în prima manșă. Acum nu prinde cadrul porții și este fluier de final. FCSB se califică în grupele Conference League. Bucurie uriașă pentru această echipă care după 5 ani de așteptare ajunge din nou în grupele unei competiții europene. Încă o dată această ultimă fază a meciului cu devierea bună pentru Capran, însă acesta ajutează peste poarta lui Târnovanu.